Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi la Parlament că a luat act de rezoluțiile PSD Lomița și Dâmbovița, dar că este puțin probabil ca CEC să revină asupra deciziilor de excludere a lui Marian Neacșu și Adrian Suțuianu. Oricând am fost deschis să discut cu orice membru din partid, am citit documentele adoptate, am luat act de ele. Dacă în următorul CEX cineva va dori să reluăm discuția despre asta, nu o să mă opun, am văzut niște poziții adoptate în CEX care îndeplină cunoștință de cauză și nivel de determinare au adoptat niște voturi. Înțeleg că se încep niște demersuri de contestare, ajung la Comisia de Etică, nimeni nu e oprit să facă ceva, nimeni nu e oprit să se opună excluderii. Cu tot respectul pentru colegii mei, i-am rugat să nu mai amenințe celelalte organizații din țară. Le-am dat un sfat prietenesc a spus Liviu Dragnea. Dragnea a vorbit și despre faptul că Adrian nu se plânge că Alexandru Oprea, fostul președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, ar amenința primarii semnatarei rezoluției de susținere a senatorului exclus din PSD. Nu știu despre aceste demersuri. Pe domnul Oprea îl știu de la domnul Susuianu, despre care îmi zicea că e de mare valoare și de mare încredere înainte de a-l pune președinte al CG, Dacă face amenințări, cel mai bine ar fi să facă plângeri penale. Îi rog pe toți colegii mei, primari din Dâmbovița, Ialomița, membrii de partid, să nu uite că am spus că sprijinim obiectivele acestui partid, așa cum CEX a validat propunerea, mai mult sau mai puțin democratică, pentru a fi ras fostul președinte al CJ, tot astfel, e normal ca fiecare să respecte deciziile CEX. Nu poți să ceri ca doar deciziile tale să fie respectate, să jignești un întreg partid, iar apoi să ameninți cu demisia. Eu sper ca niciun primar sau parlamentar să nu părăsească acest partid. În același timp, PSD e un partid mare și stabil. Am mai făcut congres și am întrebat congresul. Nu poți să supui la vot ce nu este trecut în statut. Am făcut și un meeting, am întrebat și în CEX și s-a supus la vot. PSD nu e un partid de maimuțe, CEX nu e instrumentul lui Iohannis sau al lui Pahonțu, a declarat Liviu Dragne.